Vă salut! Avem în față câteva modele de prelungitoare din astea pentru biți. Ce au în comun majoritatea acestor prelungitoare pentru biți pe care vi le arăt? Aproape toate sunt strâmbe, deci au în termeni populari bătaie și foarte multe dintre ele din această cauză nu le pot folosi, pentru că îmi poate strica mandrina, mi-o poate descentra și plus de asta vibrează destul de tare atunci când înșurubez la viteză mai mare. Haideți să vă arăt așa. Deci astea trei sunt luate aproximativ din același loc, pe la o feronerie din oraș. Costă undeva la 5 lei bucata și toate sunt cu probleme. O să vă arăt imediat. Mai am un model din ăsta cu prindere cu siguranță. Este un model de la Lumitools, a fost cumpărat de la Dedeman. Mai am unul la fel, același sistem, prindere cu siguranță. Iată-o. Se vede și pe el acolo, de la IATO. Mai am așa unul luat tot de la Dedeman, Irvin. Costat undeva la vreo 33 de lei. Ăsta de la Lumitools a costat undeva la 5 lei și ceva. IATO vreo 12 lei. Și mai am unul pe care l-am cumpărat ultima dată dintr-un alt magazin. Nu știu exact ce marcă este, scrie pe el Vite cu W și 2 de T. Ăsta am dat 33 de lei pe el. Deci costă cât ăsta de la Irvin. Acum, să nu avem discuții că mandrina ar fi strâmbă și de asta am bat și prelungitoarele. O să facem proba cu această mandrină de la Wolfcraft, luată tot din Dedeman. Este o mandrină mică. Nu știu exact cât are deschidere acum. Nu mai mi-aduc aminte, am aruncat ambalajul. Asta am luat-o să protejez mandrina asta principală a mașinii. Sunt locuri unde trebuie să mă bag să strâng un șurub. Și nu vreau să ating cu marginile mandrinii de suprafața respectivă, așa că o bag pe asta a doua mică, secundară, și bag aici spiralul sau ce am nevoie. Și dacă se atinge, se atinge asta. E o mandrină metalică, un sistem foarte simplu, pe arcuri, numai puțin. Aici să-i băgăm un bit. Mai facem un test de centricitate a mandrinei principale, ca să înțelegem faptul că mașina în sine nu are niciun fel de problemă, deci mandrina este în regulă. Hai să vedem. Da, deci nu avem joc al acestei mandrine. Hai să luăm pe rând aceste prelungitoare. Vedeți și voi cât de proaste sunt. Hai să începem de aici. Da? Bate. Punem deoparte. Vedem cu asta. Bate și asta. Al treilea. Haide, mă. Evident bate și asta. E foarte ușor de observat. Deci astea trei la gunoi. Hai să luăm pe ăsta de la IATO. Un
un sistem cu prindere cu clemă, cu siguranță. Bate ca toți dracii. 12 lei panorama asta de la Iato. Hai să vedem asta de la Lumitools. Asta de care v-am zis că a costat undeva la 5 lei. Asta dintre toate cele 5 până acum e cel mai bun. E cel mai bun și e o chinezărie. Lumitools. Probabil cunoașteți marca asta. Au foarte multe accesorii pe la Dedeman. În altă parte eu nu am mai văzut. Hai să vedem irvinul ăsta la 33 de lei. Care costă exact cât ăsta. Asta un prelungitor de impact. Irvin, 33 de lei, bate la fel ca celelalte. Bate la fel ca ăla de 4 lei. Așa, deci ăsta de la Lumitools, v-am zis. Și ăsta e ultimul care l-am luat astăzi. Marca asta Vite, W și 2 de T. 33 de lei, același preț cât am dat și pe ăla de la Irvin. Perfect. Deci, ăsta e singurul prelungitor pentru biți, dintre toate, care e drept și de care nu-mi pare rău că am dat 33 de lei pe el. N-am mai auzit de marca asta, habar n-am ce marcă e, chiar m-a făcut curios. O să mă uit pe internet să văd de ce costă atât de mult. Cert este că asta își face banii. Asta de la Irvin nu își face banii, același preț. O să mai iau în viitorul apropiat, din pură curiozitate, iau și de la Makita, iau și de la Bosch. Tot ceva sisteme din astea și cu prindere cu siguranță. Să le testez, să văd cum sunt. Deocamdată o să le păstrez pe astea două. Celelalte ori le arunc, ori le dau cuiva. Nu le țin, îmi ocupă spațiul degeaba prin geantă. Deci, dacă aveți probleme cu prelungitoarele de biți, nu găsiți unul bun, luați de la marca asta, dacă găsiți. Și s-ar putea să nimeriți ceva bun. Cam asta am vrut să vă arăt legat de aceste prelungitoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem la următorul clip. Spor la treburi și numai bine!